Fiecare vis poate fi conceput cu condiția să vă pregătiți din timp pentru el, prin planificarea tuturor acțiunilor viitoare. Acest lucru necesită timp, o atitudine pozitivă, perseverență, dar și luarea în considerare a riscurilor implicate. Potrivit astrologilor, soarta semnelor zodiacale depinde și de mișcările planetare și de fluctuațiile astrale într-o anumită perioadă. Potrivit astrelor, trei semne ale zodiacului în special au șanse mari să-și îndeplinească cele mai profunde dorințe în următorul deceniu. Un viitor luminos îi așteaptă pe cei din semnul berbecului în următorul deceniu. Mai presus de toate, berbecul va căuta să dea un nou sens vieții sale, prin urmare va trebui să facă o alegere decisivă. Aceasta poate fi o reorientare profesională sau o schimbare a locului de reședință. Acest semn de foc va fi tentat să organizeze mai multe călătorii din primii 5 ani, pentru a găsi noi surse de inspirație și a identifica noi obiective de atins. Înainte de sfârșitul acestui deceniu, este probabil să primească intrări semnificative de numerar, care îi recompensează numeroasele eforturi și îi oferă noi perspective de viitor. Celălalt semn zodiacal aflat în lumina reflectoarelor este nimeni altul decât Gemeni. Acest semn își va putea îmbunătăți finanțele și își va dezvolta proiectele încă din primii ani. El poate reuși într-adevăr în tot ceea ce interprinde datorită spiritului său persuasiv și simțului său de organizare. La locul de muncă va putea în sfârșit să îndrăznească noi experiențe profesionale și să stabilească priorități. Acest lucru va avea ca rezultat lansarea de proiecte inovatoare și ambițioase sau o nouă creare de afaceri. Acest climat astral va fi favorabil și în ceea ce privește iubirea. În a doua jumătate a acestui deceniu, Gemenii vor avea toate șansele să-și cunoască sufletul pereche, o persoană care îl va sprijini în toate încercările viitoare. În cele din urmă, norocul fără precedent va însoți și semnul vărsător în următorul deceniu. Până în 2025, viața lui ar putea lua o întorsătură fie la nivel personal sau profesional. Pot fi observate schimbări în poziția sa la locul de muncă. Acest semn de aer va avea șansa de a fi repartizat pe o poziție de foarte mare responsabilitate și cu multe avantaje. Pe partea inimii, vărsătorul va avea toate șansele să găsească dragostea. Foarte repede va dori să-și concretizeze uniunea printr-o căsătorie. Această decizie îi va aduce așadar o mare satisfacție și o fericire absolută, relatează USD24.ro.